Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Noi vom vedea ce energii vă așteaptă pe voi în luna septembrie. Vom vedea întâi energia generală, după care vom trece la iubire și cariera. Să vedem energia generală. Energia voastră generală este faptul că încep să vi se îndeplinească toate dorințele, găsiți lumina, efectiv vă regăsiți puterea personală și lucrurile încep să stea în general mai bine. Ceea ce este foarte bine, în sensul în care dacă până acum pentru voi lucrurile nu erau foarte sigure, nu știați exact ce urma să se întâmple, ce să faceți pe mai departe, ei bine, acum toate lucrurile încep să capete un sens aici. Cred că voi ați ales să sacrificați ceva relativ important pentru voi. Poate să fie vorba de o conexiune pentru a atinge această stare de bine, dar aparent pentru voi sacrificiul s-a meritat. A fost doar o chestiune de timp până ce lucrurile urmau să vină mai... să fie mai bune pentru voi. De asemenea, dacă voi aveți intenția de a închiria, a achiziționa sau ceva de această natură, de a avea orice tip de tranzacție sau mutare sau schimbare în casă, să știți că este foarte binevenită. De asemenea, unii dintre voi s-ar putea să aflați de o sarcină, de un copil. Cei care sunteți singuri, cu siguranță veți găsi o persoană nouă. Cei care sunteți într-o relație, țineți cont că acest copil poate fi al vostru. E o etalare generală, dar e bine să știți și să fiți precauți dacă asta vreți să faceți. Bun, de asemenea este foarte important ca voi să vă dați seama că lucrurile pentru voi încep să se îmbunătățească, dar voi încă rămâneți în acel stadiu de a rămâne în gardă, indiferent de situații, lucru care nu vă mai servește în acest moment. Perioada dificilă și grea a trecut pentru voi, acum este momentul să întâmpinați tot ceea ce este mai bun și să vină în viața voastră, dar desigur e nevoie de un pic de timp ca voi să vă obișnuiți cu faptul că încep să se întâmple și lucruri bune. De asemenea, fiți atenți la vise în această perioadă, pentru că chakra coroanei a voastră este foarte, foarte activată în acest moment, deci veți primi semne, intuiții în legătură cu ceea ce e ok, ceea ce nu e ok, ce ar trebui să faceți mai departe și fiecare pas al vostru este ghidat. De asemenea, aici este nevoie ca voi să începeți să acceptați anumite situații că sunt așa cum sunt și să nu încercați să le mai schimbați, să nu mai încercați să le îmbunătățiți, pur și simplu să priviți totul cu compasiune și să lăsați totul să fie exact așa cum este. Este un moment în care voi ar trebui să vă axați mai mult către rădăcinile voastre, anume părinți sau locul din care proveniți. De asemenea, este foarte important ca voi să petreceți în această perioadă cât mai mult timp cu familia și prietenii pentru a regăsi sentimentul de stabilitate, pentru că deși aveți foarte multă putere personală, ați intrat iarăși în puterea voastră personală, din când în când s-ar putea ca totul să vi se pară destul de fragil și să nu aveți încredere în ceea ce va urma. Este foarte important să vă regăsiți acest sentiment de stabilitate și să nu vă mai faceți atât de multe griji pentru perioada următoare, pentru că în acest moment lucrurile sunt destul de stabile, doar percepția voastră nu s-a schimbat. Voi încă sunteți în percepția de a face lucrurile să meargă și că totul este blocat și efectiv nu mai este. Lucrurile astea au trecut. Este momentul ca și voi să acceptați faptul că deja sunt vremuri mai bune, lucrurile merg mai bine și totul e ok. Bun. Unii dintre voi s-ar putea să nu fi intrat încă în această energie, dar ar trebui să intrați până în data de 10 septembrie. Este foarte important ca voi să vă folosiți mintea cu înțelepciune, anume să nu vă mai lăsați pradă gândurilor negative, pentru că nu mai este cazul. Fi generos
de spirit. De asemenea, avem încă o carte care ne poate indica puterea personală și de asemenea ne mai poate indica faptul că în jurul vostru poate să fie o persoană din zodia leului care are intenții bune față de voi. De asemenea, avem cartea care ne spune că universul abundent vă va oferi ceea ce aveți nevoie. Trebuie să aveți încredere în univers. După cum ziceam, voi încă ați rămas în acea teamă, în acea, nu știu, în acele gânduri negative, că dacă nu fac, nu se va întâmpla, că lucrurile o să meargă în cap, că lucrurile nu o să fie bine și așa mai departe. Efectiv, voi toată ziua, taca, 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 sunteți în capul vostru cu toate gândurile negative posibile și voi trebuie să spuneți stop și să nu vă mai gândiți la aceste lucruri negative și efectiv să treceți peste, efectiv să începeți să vedeți partea mai pozitivă a vieții și să vedeți că lucrurile pot fi într-adevăr și bune și că nu trebuie să vă stresați chiar în fiecare secundă cu peste 1500 de gânduri pe secundă. Bun. Să vedem ce ne spun aceste cărți. Este foarte important ca voi să practicați iubirea de sine. De asemenea, vouă ar prinde foarte bine să meditați. Este foarte important să fiți sinceri cu voi înși vă, de ce anume vă temeți cel mai mult să pierdeți, pentru că aici s-ar putea ca toate aceste gânduri pe care le aveți să arate de fapt o teamă, o teamă care are efectiv sursa într-o traumă și este cazul ca voi să începeți să o vindecați. De asemenea, este foarte important să realizați că unde sunteți acum este tocmai datorită faptului că ați muncit pentru a ajunge aici. Da, într-adevăr, poate fi și mai bine de atât, dar este foarte important ca voi să fiți mulțumiți în acest moment ca să puteți manifesta mai bine pentru viitor. Bun, să vedem pentru iubire ce se întâmplă pentru voi. Din nou este o carte de putere personală în mijloc sau aici mai puteți aveți de face cu un berbec la circunstanțe externe, leu, berbec sau săgetător. Bun, este foarte important ca voi să folosiți noile perspective pe care le veți avea în această perioadă. De ce? Pentru că voi aici cumva, în ciuda tot ceea ce s-a întâmplat, voi aveți senzația că o persoană anume are ceva cu voi și are de gând să vă respingă pe voi. Nu cred că această persoană are neapărat ceva cu voi. Este pur și simplu faptul că aici au fost niște cerințe care nu au fost tocmai întâlnite. Nu știu dacă aceste cerințe au fost cerute în mod clar, au fost vorbite, dar în mod sigur de întâlnit nu s-au întâlnit. De ce? Pentru că, efectiv, aici s-a produs o ruptură. Această ruptură pe voi va determina să lucrați mai mult asupra propriei persoane. Desigur, vă simțiți un pic neputincioși încă și mai aveți foarte multe lucruri de rezolvat la voi înșivă, dar totuși ați pornit, efectiv, pe un drum de dezvoltare personală și este foarte bine. Cred că cu această persoană ați putea rezolva lucrurile, dar este foarte important ca dacă veți decide să faceți o acțiune, pentru că, sincer, aici nu prea îmi pare să vreți voi să faceți o acțiune, mai degrabă sperați că această persoană să vă contacteze pe voi, lucru care nu se va întâmpla, dar dacă totuși veți alege voi să faceți acțiuni către această persoană, este foarte important să știți să comunicați, pentru că această persoană așteaptă o comunicare la un nivel mai matur decât ați fost voi până acum. Mai ales acest lucru va ajuta această persoană să-și dea seama de faptul că voi v-ați schimbat între timp și că voi aveți de gând să vă schimbați în bine viața. De asemenea, este foarte important ca voi să vă dați seama că anxietatea și gândurile pe care le aveți vă blochează. Nu neapărat pentru că voi ați avea un blocaj sau o problemă, ci pur și simplu gândurile vă sabotează și nu mai faceți voi nicio acțiune din cele ce ar trebui. De asemenea, este foarte important ca voi să conștientizați că
găsească, dacă vreți, o anumită relație, o anumită persoană, nu știu, ceva anume, este foarte important ca voi să faceți primul pas și nu să așteptați universul. De ce? Pentru că de o perioadă bună încoace, în ceea ce ține de zodia pești, mi-apare o inacțiune, mi-apare o lipsă de a prelua inițiativa, mi-apare o dorință de a avea ceva, dar totuși nu faceți nimic în legătură cu asta. Este momentul ca voi să schimbați această dinamică și, de asemenea, dacă nu vreți să schimbați această dinamică, să acceptați faptul că lucrurile nu o să se schimbe, din păcate. Dar astea sunt condițiile actuale. Și chestia asta mă pare de câteva luni bune. Așa cum la Capricorn îmi apar probleme destul de mari de destul de luni încoace, la voi mi apare lipsa de acțiune în legătură cu o situație pe care voi o doriți foarte mult. Și la muncă. Văd că sunteți foarte atenți la munca voastră și iarăși cartea leului. Iarăși. Bun. Aici cred că aveți totuși pe cineva din zodia de leu, pentru că de prea multe ori mi-a apărut leul în această etalare, dar mă rog. Este foarte important ca voi să vă păstrați energia în această perioadă. De ce? Pentru că, da, într-adevăr, voi sunteți destul de axați pe muncă, dar atenție, pentru că voi s-ar putea să vă folosiți toată energia în moduri nu foarte eficiente. Aș putea spune faptul că voi aveți tendința să luați anumite eșecuri din dragoste cu voi în gând și la locul de muncă și asta vă afectează, într-adevăr, performanțele. Atenție, pentru că în perioada imediat următoare, cu aceste 10 de spade, s-ar putea să vi se dea niște task-uri destul de grele, dar, de asemenea, atenție că s-ar putea să greșiți și să existe un fel de impunere asupra voastră care nu o să vă convină deloc. Energia voastră este axată pe familie și lucru, dar este bine să lăsați problemele și decepțiile în altă parte atunci când lucrați, pentru a evita să vi se taie din salariu sau aspecte de acest gen. De asemenea, în circunstanțe externe avem regina de băte. Dacă aveți un proiect pe lângă job, este foarte bine, sau puteți începe unul dacă aveți vreo idee în această lună, dar dacă această regina de băte reprezintă o persoană pe care voi o percepeți ca având tot ceea ce îi trebuie și voi, pe de altă parte, trebuie să vă străduiți atâta, e bine, cred că ar trebui să discutați cu această persoană pentru ai cere sfaturi, pentru ai cere o oarecare un oarecare ajutor, sau poate această persoană vă va aduce mai multă claritate. Nu știu, aici voi știți cine este această persoană. De asemenea, regina de băte, din nou, poate să fie leu sau săgetător sau berbec. Da? Atenție că la locul de muncă aveți ocazia în această lună să întâlniți o persoană foarte importantă pentru voi, dacă nu aveți deja pe cineva, iar în ultima carte nouă ne indică faptul că voi, într-adevăr, puteți trece peste toate problemele de la locul de muncă, puteți fi mult mai ok, puteți fi mult mai calm, puteți da randament mult mai bun, dar este nevoie ca voi să înțelegeți că ceea ce a fost și acum să vă ancorați în prezent. De asemenea, este foarte important pentru voi să nu fiți prea duri cu voi, pentru că nu are niciun sens, nu câștigați absolut nimic. Lăsați lucrurile pur și simplu să fie și redirecționați ușor, ușor gândurile voastre până ce nu vă mai gândiți la acele probleme și acele decepții. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!